Cum s-ar fi putut întâmpla așa ceva ca un duh rău de la Dumnezeu să vină peste Saul și peste o perioadă de timp Duhul Sfânt să vină peste Saul și să prorocească în momentul când a venit el la Samuel? Cum poate un duh rău de la Dumnezeu să vină peste om și totodată și Duhul Sfânt să vină peste om? Este asta ceva normal? Este ceva care poate să se întâmple în lumea aceasta fizică? Sau doar se întâmplă în lumea spirituală? Cum putem noi afla răspunsul la astfel de întrebări? Unde putem noi să căutăm și încotro trebuie să mergem? Citind azi pe paginile Sfintelor Scripturi, am înțeles că oamenii erau umpluți de Duhul Sfânt, cei care mergeau la templu în prezența lui Samuel și proroceau. Prorocia era lucru care adeverea despre lucrarea lui Dumnezeu, despre ceea ce o să se întâmple în viitor, despre puterile minunate a lui Dumnezeu. Astfel se întâmpla prorociile și în momentul când un om prorocea, oamenii știau că lucrul acesta este de la Dumnezeu și este îngăduit de Dumnezeu. Astăzi este ziua 147 și am citit din 1 Samuel, capitolul 19, versetul 1 până la capitolul 20, versetul 42. Am citit din Ioan, capitolul 17, versetul 6 până la 26 și am citit din Psalm, capitolul 68, versetul 7 până la 14. De multe ori eu rog pe oameni ca să meargă pe paginile Sfintelor Scripturi și să vadă în detalii cum ei pot să vadă cum Dumnezeu le vorbește. Chiar astăzi vă rog ca să mergeți să vedeți cum în vechime oamenii erau umpluți cu Duhul Sfânt și ei proroceau despre Dumnezeu, despre adevăr, despre ceea ce se întâmplă. Și astfel oamenii recunoșteau că acțiunile pe care ei trebuiau să le facă erau de la Dumnezeu. Cum lucrurile acestea le putem noi primi astăzi în inima noastră și putem înțelege și învăța din aceste învățături? Este doar când tu vei merge acolo, vei începe a studia și vei vedea cum Dumnezeu îți vorbește ție. Lucrurile care au fost redate pe paginile Sfintelor Scripturi, fiecare cuvânt are o istorie în spatele său. Istoria relatează cel mai bine ce a vrut autorul să transmită. Dar ca să înțelegem ceea ce a vrut autorul să transmită în detalii a tuturor cuvintelor care au fost relatate acolo, trebuie să intrăm în context, trebuie să cunoaștem despre persoanele cele, trebuie să cunoaștem ce însemna cuvintele cele pentru persoanele cele, ca să înțelegem în totalmente. Și atunci cred că nu vom înțelege în totalmente din cauza că toate lucrurile care sunt redate în cuvântul lui Dumnezeu a fost redate ca să-L cunoaștem pe Creatorul nostru, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și chiar studiind toată Scriptura spune că noi îl vom vedea ca prin ceață pe Dumnezeu. Nu îl vom putea vedea totalmente așa cum ne vom duce din lumea aceasta fizică în lumea care ne-a promis-o Hristos că ne va da, pe care ne-a promis-o, unde este pace, liniște, dragoste și nu va mai fi ură, zaviste, certuri și așa mai departe. Vă îndemn astăzi ca să mergeți în Cartea Ioan, unde Hristos se roagă pentru ucenicii Săi. Se roagă pentru cei care Dumnezeu Tatăl i-a dat Lui. Se roagă pentru ca ei să aibă o astfel de glorie pe care Hristos o are de la Tatăl Său. El a venit în lume pentru ca să arăte mărăția lui Dumnezeu, mărăția Tatălui Său, și să arăte puterile minunate a lui Dumnezeu ce face El pentru fiecare dintre noi în lumea fizică. El se roagă pentru ei pentru unitate. Așa cum eu spun că Hristos este cu Tatăl una, așa și ucenicii să fie una. Și se roagă pentru ei ca Dumnezeu să-i ție împreună. Noi de multe ori ne facem griji că să ținem în control toate lucrurile și credem noi cu puterile noastre putem rezolva lucrurile care stau în mâna lui Dumnezeu și în puterea doar lui Dumnezeu. Vă spun fiecare dintre voi să alergăm spre unitate, dar lucrul acesta nu ține de noi. Noi vom fi în unitate când vom fi unitate față de Dumnezeu. Ne vom înțelege, vom avea răbdare unul cu altul, să ne ascultăm, să ne auzim. Și astfel vom avea toți împreună viață veșnică. Vom putea construi o societate nouă. Vom putea construi ceva care ar reflecta dragostea lui Dumnezeu. Dar nu cred că noi am putea construi un astfel de lucru în lumea fizică sau reda în cuvinte cum este dragostea lui Dumnezeu în totalmente.
Am văzut dragostea lui Dumnezeu redată de Hristos. Și nu știu câți dintre noi putem înțelege istoria cuvântului acesteia. Redat de Hristos, redat de oameni, redat de paginile Sfintelor Scripturi și totuși până la urmă noi trebuie să alergăm, să alegem, să mergem în adevăr, să mergem în dragoste, fiindcă aceste lucruri rămân veșnice. Ne este greu în fiecare zi să ne trezim de dimineață, să facem diverse lucruri care ne cheamă Dumnezeu, să-ți ceri iertare de la oameni care tu ai greșit, să studiezi cuvântul Său, să procedezi cu oamenii așa cum ne cheamă Dumnezeu și fără interes propriu. Și anume trebuie să facem cu toată inima, sufletul și cugetul și culmea care este, să ne rugăm pentru astfel de oameni care sunt dușmanii noștri, care noi credem că sunt dușmanii noștri, dar diavolul și toți cei care îl slujesc pe el lucrează în lumea aceasta pentru el, pentru diavol. Și atâta timp cât tu ai ales să fii din Hristos, să fii în legământ cu Hristos, atunci tu nu mai ești din lume. Și noi trebuie să înțelegem că dacă noi nu suntem din lume, lumea noastră ne accepte niciodată. Și dacă nu știu cum noi am încercat să fim și cu Dumnezeu și cu lumea, nu o să putem lucrurile acestea. Dar ceea ce ne îndeamnă Dumnezeu, că lumii îi place ceea ce face Dumnezeu. Dar totodată urăște. Adică lumea ar vrea să bântuie printre familiile lor dragostea, pacea, de lungă răbdare, dar totodată îi se comportă cu interes, totodată îi ceartă unul pe altul, totodată fură unul pe altul și tot așa mai departe. Sunt un șir de criterii pe care Dumnezeu le redă pe paginile Sfintelor Scripturi cum se comportă lumea. De aceea însuși împăratul David caracterizează pe Dumnezeu în măreția sa. Ce se întâmplă cu pământul când Dumnezeu se întoarce, când vorbește cu noi, când ridică mâna, când face diverse lucruri. Vă îndemn pe fiecare dintre voi să mergeți să vedeți cum David îl descrie pe Dumnezeu. Un Dumnezeu minunat în care noi putem să ne punem încrederea și să nu ducem lipsă până la sfârșitul lumii. Dumnezeu să ne ajute ca mâine să fim mai buni decât astăzi și să dăruim din dragostea noastră pe care Dumnezeu ne dă inimilor noastre, celor din jurul nostru. Dacă o să încercați să înțelegeți cuvintele pe care eu le redau, poate sunt prea complicate pentru voi și sunt de pe altă planetă. Dar eu cred că dacă veți merge și veți studia cuvântul cap coadă, veți înțelege ceea ce spun eu. Vă doresc o zi bună!